Dacă la unitățile școlare din oraș elevii învață în condiții normale și cursurile se desfășoară normal pentru fiecare clasă, în comuna Brebu, în anul 2011, trebuie să fie găsite soluții în primul rând pentru grupurile sanitare și în satul Pietriceaua numărul mic de elevi din clasa 5-a determină conducerea să pună elevii să facă orele simultan cu clasa 7-a. Din păcate ne aflăm sau ne vom afla în anul 2011-2012, anul școlar 2011-2012, în fața unui fapt care până în prezent nu a mai existat la școlile din Brebu, respectiv la școala din Pietriceaua, învățământ simultan la gimnaziu, acolo unde în clasa 5-a nu avem decât 5 copii care vor învăța împreună cu cei din clasa 7-a. Primăria a mai alocat din fonduri guvernamentale în jur de 4 miliarde de lei pentru terminarea grupului sanitar. Nu se poate lucra acum, dar se va realiza grupul sanitar integrat și școlile acolo. La celelalte unități de învățământ primar și gimnazial avem. La grădinița din centru, grădinița numărul 1 din Brebu, avem și acest grup sanitar. Urmează să vedem cum ne vom descurca cu celelalte două grădinițe care nu le vom putea desfința. Din păcate, acolo condițiile vis-a-vis de grupurile sanitare sunt improprii. Atât administrația locală cât și conducerea școlii dorește realizarea cât mai rapidă a grupurilor sanitare pentru cei mici, mai ales că și părinții sunt nemulțumiți de condițiile în care stau copiii lor.